Salut fania lui Yannick Texan, astăzi e cel mai mare jucător, va prezenta un nou meci de joc Transformers cu drona Decepticon, cea mai mică dronă, contra lui Optimus Prime și fratele lui Bumblebee, care de obicei ies în upgradații, adaptații, chiar și drona. Precum puteți să vedeți, următoarele imagini care pot să vă facă să fiți uimiți. Ce poate să facă? Niște întrebări, înainte să te culci, Aline, mai rulăm și noi ceva? Antivirus fals, server privat, etc. Că am auzit că ai vorbit despre școală, cu SRS, gazi și droage pe YouTube. Nu știu cine dracu mi-a spus astea, dar... Mă pare că e Paul Mood sau moderatorul Vanessa. Sau Optimus Prime, dacă mă înțelegi. Sau Blackout. Dar o să explic în timp ce mă joc, dar... Deci, fiți atenți. O să mă joc. Poate mă enervez și pe liceu cimitir al filologiei mele. Rap, doar de pe noi nu se mă spune, nu-mi bă, spune, asta. Bă, Ordine, 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 ordine,
Tá, vai na casa. Dai cani mano, dai cani mano, dai cani mano! La volan, cu capul pe geam și cu ochii spre profesor în psihologie, Ramia, care în vacanța de Paști, o zi la psihologie, mă așteptă mie nimic, ca i-a mers un lucru la cita de mâină, e obitică să fie. Malware-ul Rockwell este chiar aici. Se întâmplă multe lucruri neobișnuite la mine, la zi la psihologie. Thank you.
va refugiar. Distrug pe Branda care-i focul ăla. Yeah.
Haber. Fight. Nita. Și... dronele alea, dacă le provizezi, îți dă 60% noroc chiar ca să-i bați pe toți adversarii în Transformers. Discuțiile între Alin Texan și fanii lui și prietenii lui pe o un sare de conversație, socializare, încă continuă, așa că am terminat nivelul, cam atât a fost, dați-mi like, comment și subscribe și misiunea mea, între mine și Lician, aventurile cred că o să continue, până escaladăm mai multe ziduri. Ha, voilà que t'y allines.